Numele meu este Viorel Ilieș. În urmă cu 10 luni am decis să-mi fac un implant de păr. Am căutat pe internet o clinică în România. Desigur, am găsit-o pe clinica domnului Ensar Duman. La 3 zile după ce m-am hotărât să fac acest pas, am luat legătura cu un specialist din clinică. M-am prezentat, am discutat cu domnul Ensar Duman, mi-a recomandat care sunt pașii și ce anume ar trebui să fac. La nici 2 săptămâni am hotărât împreună cu dânsul că este bine să plecăm în Turcia pentru implant. Plecat din România, am ales varianta simplă cu autoturismul. Am ajuns în Turcia, am primit chiar o recomandare de hotel de la clinică, am fost cazat acolo. Dimineața am fost luat cu mașina clinicii, am fost dus la analize. A doua zi a avut loc operația. Am avut 8300 de fire depus, undeva la 6 ore cu tot cu pauză. Am fost extrem de mulțumit, mă așteptam că o să am dureri, dar nu a existat așa ceva. Seara, culmea, m-am plimbat prin Taksim. A treia zi m-am prezentat la spital, am fost spălat și dus înapoi la hotel pentru a face check-out-ul și a plecat spre România. Nu au existat costuri ascunse. Ce am discutat în România, asta a fost și acolo, adică dacă am discutat un preț exact, ăla a fost. Pentru mine contează foarte mult chestia asta. Ajuns în România, din a doua zi am putut să-mi reîncep activitatea zilnică. La 10 zile după intervenție am avut parte de o spălare în cadrul clinicii Ensar Duman. Mă simt, în primul rând, mă simt mult mai tânăr. Sunt minim 5 ani și puteți vedea pozele înainte și după. Am făcut chestia asta, am făcut-o pentru mine și urmează, am și discutat cu domnul Ensar Duman, urmează să, la anul, să fac și alte intervenții. Adică, dacă am mers prima, am avut-o așa, de ce să nu continui? Sunt extrem de mulțumit. Merg înainte. Facem lucruri și pentru noi. Și noi bărbații, nu doar femeile. Sunt extrem de mulțumit de implant, sunt extrem de mulțumit de tratamentul cu laser. Personalul clinicii Ensar Duman totdeauna mă ajută și m-au sfătuit și mi-au recomandat tot ce a fost mai bun. Pui grâu și nu dai apă? Asta mi-a spus și a zis, bine, atunci îl facem. Eu nu am pus, știi care e chestia? Eu nu am pus întrebări. Eu când am văzut imediat după ce a ieșit, eu n-am mai pus întrebări pentru că mie mi-a plăcut ce a ieșit. Și dacă mi-a zis laser, laser este. Adică și nu m-am abătut deloc de la drum.